o perioadă a anului liturgic în care medităm la parabolele Împărăției lui Dumnezeu. Ținta noastră finală, majoră, definitivă. Sau nu așteptăm altceva? Pensie, sunteți pensionari. E mai mult de atât. Veste mare! Dacă e să rezumăm cuvântul lui Iisus Hristos, să-l sumarizăm, e felul următor. Raiul, partea finală, Împărăția lui Dumnezeu, e o corpoară, o petrecere de nuntă. Păi, dacă nu noi, cine? Sus, puțin aranjament, o haină potrivită să n-am venit sub, zice, mulți, chemați, puțini aleși. Putem citi și altfel. Mulți primiți, puțini excluși. Nu mai am a fost să fac. Din cei care au ajuns înăuntru. Dar nu vreau să deturnez neapărat tema esențială. Revin. Bucurie, oameni. Suntem chemați la petrecere de nuntă. De ce de copii? M-a tulburat meditând o altă zice. Zice, totul este gata. Gata. Pregătit. Totul e gata. S-a terminat. Și Dumnezeu a din ziua Mierii. Totul este gata. Și atunci? De ce ne-am codit la nuntă? Noi mai putem să legem orizontul cultural românesc. Putem înțelege câte ceva. De ce am refuzat? Vine invitația acasă. Domnule, e la restaurant de 4 stele. Aici meniul e cam 950 de lei. Nunta la Pământ are multe, sub aspect cultural, multe care trebuie corectate. Și va trebui să fim dispuși la acest efort de a corecta. Mai nou, mi-am lăsat să particip celebrată la coronare, dar și puțin să stau cu mine, la nunți frumoase. Cu inspirație mai mult occidentală, adică mai mult elegant, și vă spun. Mi-a spus așa, dar până acolo, care e problema noastră, a culturii noastre, unde șchiopătăm? E un fel de amendă general, pentru rudenii și prieteni. Toți se gândesc că dacă mă duc un salariu, merge acolo, s-a dus. Asta se întâmplă până la graniță. Poate și un gard. Dar în Germania așa ceva. Băi, pe trecere de bucurie și nuntă, veniți, mâncăm împreună, ascultăm o muzică bună, ne simțim bine, rezonabil. Și asta este un cadouaj, ceva, o amintire. Tocmai am avut o căsătorie între o româncă și un german și mi-a spus că sunt așa de stresată, pentru că pe mine deja m-au refuzat o grămadă, datorită locației pe care am ales-o, foarte selectă, și nu-și permit oamenii, prietenii mei, lasă-mi toți, din Germania, cu o farfurie, cu apatru, nu știu ce, frumos. Iar mai avem alte probleme de inspirație slavă. Furatul mirez, furatul papucul, furatul dacul de urte, că a fost și cazul de asta.
Și dacă ești în clasa a treia, statul român te plătește dacă muncești. Nu știu dacă știți asta. Dacă ai media 8,50 peste, îți dă 1.000.000 pe lună. Sunt oameni care trăiesc mult mai puțin. Deci, au început să motiveze munca. Ai munca la un copil, să înveți. Nu. Deci sunt probleme. Plus că toate trebuie să fie dat în nunțile românești. Suica, alcoolul cel mai tare, muzica cea mai tare și circul cel mai tare. Și manieristul neapărat cel mai tare salam din ramas. Atenție! Deci noi cam putem înțelege unii de ce am refuzat. Pentru că încep să-ți calculez singur amenda. Să ne ajutăm pe tineri aceia, altceva. Veniți! Totul este gata, e vorba de o luptă. Și fiecare, zice, s-a lăsat prins de treburile curente imediat. Dumnezeu are o mare de vin. Deci dacă cei cu invitație n-au venit, nu înseamnă că El rămâne. Cei care sunt aleși, mulți sunt chemați, puțin aleși, cei care sunt chemați, Dumnezeu are chemări speciale, să știți. Nu toți sunt chemați să facă apostolat. Nu toți sunt chemați să îngrijească bătrâni. Să stea cu copii, să educe. E așa o muncă ușoară să stai cu 30 de copii foarte diferiți. 5 dintre ei, duși cu socova, agitați din calea afară, de la televizor. Este o muncă care trebuie să pui o chemare. Și mântuirea ta, ajungerea la banchet, ține foarte tare de cum îți împlinești chemarea. Oricare ar fi ea. Dumnezeu nu rămâne fără mântaș. Aici aș da un exemplu din altă cultură, petrecăreasă, tot estică, mai estică decât a noastră. Acum 25 de ani, un armator din Tesalonic și-a organizat nunta ficei sale. E drept că nu era. Era o pensiană, așa mai dezvoltată, în lateral. Da, pentru că ăsta avea milioane de dolari, o găsi mire, nu a fost o problemă. 100.000 o zis că îi dă fetei să-și organizeze nunta. Ce s-ar fa mai mult, dar batem la ochii fiscului, și avem cine. O venit tot greu, asta a fost greșat la ei, și-a găsit un grec, nuntă cu 200 și ceva, de 300 de oameni. La cununie, mirele lipsă. Nuntașii nici nu mai venit și din partea lui. Din partea lui, de 100 și ceva, el lipsă. O zis, fata nu-i nimic. Mâncarea e făcută, totul e gata, e pusă pe masă, s-a dus pe paleză și toți care se plimbau pe acolo au zis, mai avem 150 de locuri. Poftiți, gratuit. Au mâncat bine. Au spus tot. Au fost și jurnaliști. Era parte de povetaj. Ce a ieșit acolo o distracție, n-a mai fost la niciun punct. Pentru că ăia nu se așteptau la amendă, știau clar, au mâncat sau au frat și tacâncule tot. Și la ei, la fel, ca la noi aproape. Totul a fost în regulă. La sfârșit a rămas trist. A mâncat de mâncat, dar mirele nu era. Ei, vreau să vă spun că nunta aceasta nu e la fel. Nu-i cu acest tip de surpriză. Fiul de împărat are mireasă. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Rămâne la alegerea noastră de a participa, dacă se poate, chiar în calitate de mireasă, nu de simplu nuntaș. Cu haina lui Iisus Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Cu haina asta trebuie mers la nuntă, ca altfel. Cu haine din acestea ideologice. Și de altfel, Dumnezeu nu apreciază. În Hristos v-ați și îmbrăcat. Dacă noi vom fi la nunta Fiului de Împărat, la nunta lui Iisus, cerească, merge sau nu, depinde pur și simplu de alegere
pe care și-o definește, dar nu este conștient de ce spune. Tot mai mult auzim un legistru tânăr și matur chiar, mai puțin la pensionar, dar chiar și acolo s-a ajuns cu această expresie luată din Biblie, de la aia de pascatul. Veniți la luptă tot egal, nu? Țarile, comerț, trebuie. Pe scurt, într-un cuvânt, cuvântul acesta are multe înțelesuri, cuvântul latinesc, sunt ocupat. Auzim din ce în ce mai mult această expresie. Nu pot, nu pot să mă gândesc la altceva, să mă desfind, să mă pun în raport cu timpul veșniciei, pentru că timpul curent mi-a confiscat mai toată existența. Probabil că dumneavoastră, în mod pensionar, n-aveți această problemă. Dar trebuie să ne gândim la cei care vin din spate. Sunt ocupați tot timpul. Cuvântul acesta are multe înțelesuri. Să ai o ocupație nu e rău. Nu e rău. Plictiseala are umbră de iarnă în iarnă. Dar să spui sistematic, când ești invitat, să treci dincolo de bariera spațiului și a timpului curent, să spui că ești ocupat, n-am timp să citesc Biblia, sunt ocupat, n-am timp să vin cu mine ca acolo două ore. Am ocupat, sunt ocupat, sunt ocupat. Atenție! Un teritoriu, o țară sau o persoană care este ocupată, are o gravă problemă existențială. Are o problemă cu libertatea. Când spui că ești ocupat, atât de ocupat încât pentru cele spirituale nu-ți rămâne timp. Ești într-o situație complicată. Tragedia e